dimineața. Am ajuns din nou la Ștefan pentru că ne retragem spre casă și ieri am făcut prostii. Am strâmbat brațul pe spate, că am urcat și apoi am coborât o bordură foarte înaltă și i-a dereglat-o de la unghi. O să încerc să o îndrept, dacă nu, merge și așa până acasă. Acum vom lua traseul înapoi, către San Luis, Nocciot, și apoi spre Guelmim, unde avem vreo 2200 de kilometri. Vedem ce ne mai așteaptă. Hai să vedeți locul pe unde am urcat ieri. Mergi drept înainte. Și pe unde am coborât. Uite, pe aici am coborât. Hai să văd dacă se vede vreun semn. Aici. Ia uite. Are 50 de centimetri. A urcat frumos, dar am coborât prea drept aici bordura asta. Și aia a fost. Trebuia să o cobor mai într-o parte. Nu-i problema, merge! Deci este foarte multă poliție aici, în armată. Au puști. Ia uite, sunt din 50 în 50 de metri. Nu știu ce se întâmplă aici, dar noi plecăm oricum. Mergem spre... Ia uite, alții. Mergem spre hotelul Dior din San Luis, unde am mai stat. O să stăm la camping în seara asta. Ce faci când nu ai un sistem de plată online? Pentru că telefoane sunt și aici și internet și merge chiar bine. Stai la cozi fără număr. Să plătești o amărâtă de taxă. Și la noi se face la fel. Doar că românul i-a rămas tot pe clasic. Aici măcar au o scuză că nu au sistemul deloc. Dar la noi... Na. Aie. La noi ca la noi. Frumos peste tot, oricum. Și aici, și la noi, și în oriunde ai merge. Ia uite ce camion de tractări au. Frumos, nou. Sunt foarte multe mașini vechi aici. Rable, dacă nu vă supărați că spun asta. Și rămân pe autostradă. Rămân peste tot. Uite, un Peugeot. La noi cred că îl găsim la antichități. O mașinile care vin aici și are tracțiune spate sau 4x4. Este cu punte. Mașinile care merg pe autostradă sunt ceva mai ok, adică nu o să le vezi prea dezmembrate. Pentru că, na, se presupune că au și ceva bani în plus. Bine, except în taxiurile. Că la o săptămână, nici nu mai știu cât a trecut de când am fost aici în San Luis, am revenit. Acum vom face traseul înapoi spre casă, până la Agadir. De la Agadir încolo va deveni iar un traseu de explorare, ori singur, ori cu Marc, să vedem, că el zicea că vrea să mai stea și mai mult. Dacă o să am chef, o să... Era și cu Ligianu pe scuter.
Dacă o să am chef, o să mai rămân, mai mergem să explorăm. În cazul în care va apărea zăpada pe munți, până Atlas, o să merg cel mai probabil acolo. Să vedem acum. Habar nu am ce să ce fac, când, cum, unde și așa mai departe. Ne vom caza, ia uitați, un Renault 12 Dacia. Ne vom caza în seara asta la camping. Este ora... cât este ceasul? 3:30. Virează la dreapta pe Coirume. Ne vom relaxa și mâine pornim de vreme. Spunea cineva și mă întreba dacă există cimitire la ei. Uitați, așa arată. Are câteva hectare aici. Așa arată cimitirul San Luis, Senegal. Frumos. Frumos. Și am ajuns și la micul nostru mare loc de campare, unde am fost cu câteva zile în urmă. Atunci erau 100 de mașini. Acum suntem doar noi. Am întins căsuța. Căsuța de la Best Ride Wild Spirit. Foarte tare. Până acum și în continuare o să-și facă treaba perfect. Aici rămânem în seara asta, mâine ne continuăm drumul spre Nouakchott. Adică mâine ieșim din Senegal și intrăm în Mauritania. O să fie interesant iar la graniță. Dar nu o să avem nicio problemă. Hai să vedem poarta raiului. Asta e poarta către ocean. Ia uite, ne-a încuiat poarta. Ia să vedem dacă știm cifru. 1, 2, 7, 4, 5. Bine! Am deschis poarta către ocean. E singura intrare din lumea asta către ocean. Singura intrare cu gunoaie către ocean. De fapt, tot oceanul este un gunoi. În partea asta de Africa. San Luis, Senegal, peste tot. Ia să vedeți cât plastic poate să fie aici. Toată lumea aruncă gunoaiele în ocean. Tot văd clipuri pe aici pe TikTok cu animale, cu foci, cu balene, cu delfini care înghit plastic. Fiți atenți ce e aici. Pungi și pungulițe. Se vede? Este un ocean imens de gunoi. Oribil. Oribil. De aici ar trebui să înceapă Uniunea și lumea cu o schimbare. Cred că și pe aici poți merge cu mașina liniștit. Tot ce vrei și ce nu vrei găsești aici. Păcat.
Cuțu, hai să vedem apusul. Vino încoace. Vino încoace. Hai. Ia uite-l. Nice. Cel mai apus cu gunoaie. Nu contează, priviți doar apusul. Fără gunoaie. Și câteva păsărici. Frumos. Ia zi, vrei afară? Vrei să deschid poarta? Dar o să bată vântul rău, te ia vântul. Vrei? Nu o deschid că...